La capitolul măsuri pe care actualii guvernanți le întreprind pentru a face rost de bani, se poate cheltui aiurea, știți că îi cheltuiesc pe tot felul de achiziții publice fără noimă, eu trag un semnal de alarmă privind intenția Ministerului de Interne de a introduce din nou acele radare fixe. Știți bine că și datorită unor idei plecate de la Vâlcea s-a luat o decizie corectă să se interzică aceste, cum să spun eu, posibilități de a obține foloase necuvenite de firme private. Polițiștii munceau, de fapt, pentru anumite firme care normal returnau o parte din câștiguri celor care le permiteau să gestioneze acest sistem. Acum s-au gândit domnii guvernanți că au pierdut o sursă importantă de venituri și vor să instaleze aceste radare fixe din nou. Mă întreb, cui prodes, cui va folosi această măsură, care sunt firmele puterii agreate ca să pună în practică aceste măsuri. Deci, iată că se caută tot felul de mijloace de a obține venituri. Pe seama cui? Pe seama populației.